să ne prezentați, dar mai face și o pauză, când ne vorbim noi și cei care vor să spună că la cuvinte despre dumneavoastră, o pauză să ne prezentați așa în scurte cuvinte cărțile dumneavoastră. Dar după o pauză, chiar vă rugăm să luați loc să vă tragiți puțin sufletul. Și așa cum a spus Hristos, că nimeni nu-i proroc în țara sa, este foarte adevărat, problema este și e de plăcut că după 2000 de ani e iarăși valabil lucrul ăsta și întâmplător am fost de față la o parte din lansările dumneavoastră și m-am bucurat când un grup de, o clasă întreagă de clasa 3-a, cred că au fost, de la o școală din București, a fost prezentă la una din lansări, o altă clasă întreagă a fost prezentă la cealaltă lansări. E adevărat că distanța între București, unde se petrec asemenea mari evenimente la târgurile de carte, e mai greu să pleci cu foarte mulți copii din Chirnăș, dar poate încercăm să, la următoarea dumneavoastră carte, Următoarele, mai mult și mai bine, să facem și lansări imediat paralele, imediat după eveniment, chiar aici la Chirnăgi. Sălile sunt destul de încăpătoare și sala de sport a școlii și urmează o altă sală de sport a școlii. Noi ne bucurăm, de asta sunteți o idealistă, așa din ce vă cunosc eu și din ce ne-ați prezentat astăzi, este clar, dar sper ca lucrurile astea să miște așa și să mai despietrească din inimile noastre. Ați vrut foarte frumos, vă dau 10 cu minus. Un jumătate din minus e pentru emoțiile pe care le-ați avut. Da, așa, și jumătatea cealaltă de minus, că ați mai căzut și dumneavoastră un pic în capcana care există astăzi, referitor la Catedrala Mântuirii și la biserică. Nu sunt nici preot să vin să apăr biserica aici, dar nu sunt de acord cu această abordare. De ce? Pentru că e o abordare ușor greșită. Știți, la cultură e problema așa, dragoste cu forța, nu se poate. Așa se întâmplă. Deci, ăsta este răspunsul pentru care nu avem case de cultură, pentru care nu avem activități culturale, pentru care nu avem... Să nu ne mai... Nu că s-au dus banii la Catedrala Mântuirii. Nu, eu am înțeles foarte bine, dar există o ipoteză, nu este de asta tema. Am zis că nu s-a, niciodată nu s-a apelat la întreaga națiune, hai să ridicăm un edificiu de sănătate sau de învățământ atât de grandios, da. Când a fost vorba de biserică, toată lumea. Dar nimeni nu a zis, deci nu am nimic foarte bine să se facă, dar să se facă și pentru sănătate. Să se facă și pentru educație. Sfatul meu la către dumneavoastră, deși nu-mi permit din postura asta de a vă da sfatul, dar din postura de prieten de familie și de om alături de familia dumneavoastră cu sufletul, este următorul. Apucați-vă repede, lăsați cratiță, lăsați animale, lăsați nepoței să-i crească părinții și apucați-vă de scris intens, pentru că domnul primar are un proiect grandios, apropo de dați un leu pentru Ateneu, dânsul nu cere un leu de la nimeni, cere de la Bruxelles și se pare că dacă îi ajută Dumnezeu va și reuși să facă o casă de cultură cu adevărat grandioasă în comuna Chirnăș, că dumneavoastră să aveți, să umpleți dânsul, să facă și bibliotecă mare și sală de expoziții multe, dar în primul rând trebuie să aibă activități când va fi gata casa de cultură. Deci vreau să promiteți, dânsul vă promite în 2 ani de zi casa de cultură, vreau să-i promiteți 20 de cărți în 2 ani. Și în felul ăsta fiecare să țină promisiune pe partea lui. Nu vreau decât să vă ferici și să ne bucurăm că avem un om cu asemenea realizări în mijlocul satului nostru. De ună zi, mai de ună zi, am aflat de o altă personalitate a Chirnăgiului, dar e păcat să-l pomenești după 130 de ani de la naștere. E bine să-l folosim și să-l pomenim cât este viu și activ. Vă felicităm și vă dorim cât mai multe realizări pe viitor. Și rog pe ceilalți să-mi cer scuze pentru că am intrat așa cu cuvântul meu peste. Dar am vrut să vă detenționez un pic așa. Nu, eu vreau să-mi cer scuze că nu mi-am făcut înainte un plan a ceea ce vreau să spun, pentru că nu știam cine va veni și tot ce am prezentat a fost oarecum amestecat și am trecut dintr-o parte în alta pentru că aș fi vrut să spun mai mult. Aici nu este
ceva omogen. Sunt locuri diferite de muncă și fiecare poate să sprijine în alt mod. Și atunci a trebuit să vorbesc puțin alambicat și mai ales că eu nu sunt un orator prin excelență. Mie îmi place să scriu și atunci când scriu, sunt eu cu hârtia și scriu cu tot sufletul. Iar când vorbesc, mă gândesc dacă reușesc să ajung la sufletul fiecăruia și, având în vedere că sunt caractere diferite, sunt oameni diferiți, mă gândesc că poate plictisesc și încerc să scurtez, dar pe urmă mă gândesc că totuși ideea pe care am lăsat-o în urmă ar trebui dezvoltată. Legat de Catedrala Neamului, că nu pot să nu mă stop. Deși nu sunt neapărat o cunoscătoare a Bibliei, atât în amănunt, așa cum presupun că știi, într-un anumit paragraf se spune că Iisus Hristos, intrând într-un lăcaș dintre acestea, templul din Ierusalim, care transformaseră, da. Așa, a dat afară tot ce era, însemna schimb de marfă, lăsând acolo doar pe cei care se rugau, spunând că este o casă a rugăciunilor și nu comerțul. Nu am nimic împotriva bisericii, Doamne ferește, și încă o dată repet, a avut un rol extraordinar și poate să aibă, de asta am și spus că mi-ar fi plăcut să vină preotul, pentru că prin autoritatea lui poate să poate fi un formator de caractere, dar nu dogmatic, ci în sensul bun, în fond, acele 10 porunci nu fac decât, după care le știe toată lumea, gândesc orice creștin, nu face decât să formeze caracterul unui om bun, așa cum are nevoie societatea noastră. Dar cartea bună ajută la fel de mult și de asta spun, trebuie citit și educația în școală, legătura permanentă cu părinții, care știu că pare utopie ce cer eu, dar trebuie reluat de undeva, trebuie început, chiar dacă pare imposibil. Altfel ne ducem de râpă. Ceea ce văd în rândul tinerilor mă sperie.